Salut tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din noastră de Factions, bineînțeles tot pe play.minecraft.linusromnia.ro. Și înainte să începe, fraților, v-aș ruga pe toți să ne stați să apăsați și voi acel mic butonaj de like, dacă susțineți seria și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri, haideți să strângem cât mai multe like-uri pentru acest nou episod. Avem ceva muzică creepy pe fundal și văd că War vrea să o dea la joale lui... Oh, eu v-am zis că War cu Blue Eyes au o combinație aici, dar nu m-ați crezut. Bă, dar ce CD-ul e ăsta? Stai că trebuie să scrie jos. C418-13. Da, bun. Bă, fraților, aparent, eu am muncit extrem de mult non-stop. Nu. N-am, cred că nici 3 minute, sincer, să fiu n-am stat off-camera pentru că chiar n-am avut timp. Dar aici am muncit foarte mult membrii din facțiune. Și avem o altă bază, da? Adică nu mai este chestia de la început, care nu putea fi numită chiar o bază. Și au făcut acum o bază reală cu obsidian, frate, înconjurată de obsidian. Și le mulțumesc foarte mult că și-au dedicat timpul pentru a face așa ceva. Avem aici o cameră cu niște cufere. Bine, nu avem itemele importante în cufere pentru că le ținem în Ender Chest. N-avem de ce să punem itemele în cufere, pentru că dacă ne luăm raid, aici se întâmplă ceva foarte grav, oameni buni, nu? Eu cred că da. Nu, aici avem ceva cufere. Avem aici enchanting table, avem și Ender Chest. Mamă, ci îi dăm... Bă, care se uită, mă, în Ender Chest? What the fuck? S-a bugat Ender Chest-ul. Avem aici capul unui player. Și puține Nether Wart-uri care n-au fost replantate. Era un spațiu liber aici. Aici se fac... Oh, am văzut! L-am văzut! Am văzut! Mărul OP! Mărșavule! No, mamă, câte chestii sunt aici. Potion of Strength, Potion of Strength. De bun, ne gândeam să facem și etajul 2 aici, ne gândeam să facem ceva camere pentru membrii. Nu știu sigur dacă să facem asta, dar vom vedea pe parcursul clipului, pentru că acum, ca de început, vreau să dăm un mic raid, așa de revenire, și am găsit și o țintă perfectă, m-am plimbat 2 minute pe la spawn. Și ghicistei, imediat cum ieșim nu pe aici, pe la săbile de iron, în față este facțiunea Linen. M-am uitat eu, am văzut că ne-au la enemy aici, inamici, Linen. Oh, ia stai, dacă pun... Ce tare, scrie, are 8 terenuri, raidable, what? După să le dau raid? Ok, putere 350, membri 0 din 5, nu înțeleg de ce scrie raidable, ciudat, ok. No, și au aici căsuța asta foarte, foarte mare și m-am uitat și am văzut cufere înăuntru, bine. Acum nu știu dacă o fi ceva fake, no, uite câte cufere sunt acolo, frate. Dacă eu sunt aici la Y65, cred că pe acolo e pe la Y75, da, pe la Y75 și am făcut o poză din greșeală și mă gândeam să încercăm să le dăm un raid, că este foarte greu că suntem lângă spawn, dar dacă îi luăm pe partea aia, eu zic că tot este posibil. Poate vă întrebați de unde am această armură, am primit o moca de la cineva din facțiune, doar n-am stat eu, v-am zis, n-am avut timp să intru, deci doar n-am stat să îmi fac iteme și toate cele. Da, bun, bă, încercăm să dăm raid pe Linen. Mamă, cât de repede scriu. Eu zic că ar merge, sincer. Am merge să încercăm. Da, da, no, bun. Habă să încercăm un raid. Dați TP-a la mine. Da, bun, și acum eu trebuie să le accept. Oricum, sunt foarte multe construcții pe lângă spawn, dar m-a atentat foarte mult Linen, în primul rând, pentru că avem la inamici și pentru că am văzut foarte multe cufere acolo la ei. Dar stai așa că trebuie să ajung pe partea aia. Cum dragi damează ajung pe partea aia? Și dacă mă întrebați cum dăm raid, ei bine, au membrii 3 capete de Wither. Că au stat și Nether și au făcut rost de capete de Wither. Uite pe aici ar trebui să intrăm. Te pe accept. Am mai dat nimeni. Te pe accept. Încă o dată. Mai dă careva, mă. Te pe accept. Au. Ok, și pe aici o să intrăm. Nu înțeleg ce tot scrie Ghost PvP acolo. Da, bun. What the fuck is that? Potion of Swiftness, ce tare. Ok. No, și aici, pe aici intrăm. Cineva trebuie să ia agro pe Wither și să-l împingă. Eu nu pot, că n-am armură. Da, eu sunt vai de curme, uite, eu sunt... Bă, da, sper că dacă au iteme în cufere, aș putea face și o roz mai repede de armură, zic și eu, nu? I mean... That's an idea, eu nu am măr. Oh my fucking god. Da, bun. Trebuie să găsim un loc și liber. Să punem capul de Wither. Hai să vedem. F-map. Dacă mă duc în partea asta... Oh, oh, aici o să fie liber. Aici e liber, nu? Nu? Aici e liber. What the fuck? De ce nu mi-a zis că am ieșit din
proprietate sau ceva. Trebuie să scrie acolo un chat. A, uite, entering ZZ Army. Am cer scuze ZZ Army, dar vom intra prin voi. ce rău sunt. Aici, la mine, veniți de aici. Dăm drumul cu Wither. Problema este că s-ar putea să scape, adică trebuie să ne ducem destul de mult în jos și după să-l urcăm, știi, asta e toată chestia. Aici îl facem. Ok, la Y suntem la Y69. 69. Da, bun. Deci care se ocupă de Wither? Bă, s-ar putea să mor, dar nu cred că-i bai. Că nu putem pune blocuri. Lol. No, deci care se ocupă de Wither? Bine, ne mănâncă și până în fund, ca să spun așa, destul de tare. Dar vreau așa să dăm și noi un raid de revenire. A, uite, puteam intra direct pe aici. Da, bun. Bandanie de Chielo. Reclamă! Pa, pa! Oh my, what the fuck? Ce căzătoare! Da, bun, și aici punem? Bă, dar putem pune, de ce? Nu înțeleg. Eu pot construi? Oh, uite mă. Finally, fucking finally. Ok, nu înțelegeam de ce, dar... Uite, și ei pot sparge. Ce cream că am, de la operator, cream că e F-bypass ăsta, știi? În momentul în care ai operator, ai acces, uite, eu acum pot să sparg aici la ei. Dar ei, de fapt, n-au, n-avem voie aici, teoretic, să spargem, știi? Și cream că am F-bypass-ul ăla on, pentru că eu am avut impresia... De așa, F-bypass-ul dezactivez. Eu am avut impresia că aici nu-i teren. E teren? N-am, mă, uite, e liber. What the fuck, ce nabletus. Da, bun. Aici facem Wither-ul. Nu vreau să-mi pierd itemele. Așa că... Aici, ok. Așa că, hai să dăm Ender Chest. Îl punem pe ăsta așa. Ăsta îl punem așa. O sabie de iron, că oricum n-avem nevoie de damage. De fapt, am avea nevoie de damage ca să-l aducem sub jumătate de viață. You know? Corax, împingi tu Wither-ul. Trebuie să ia cineva agro. Trebuie să mai dau o dată Ender Chest. Să pun și chestia asta aici. Să nu le pierd nici măcar pe astea. Pe astea. Bă, nu avem RP. Nu contează. Aveți armură. The fuck. Da, bun. Deci dacă au armură, teoretic ar trebui... Suntem foarte aproape, frate. Suntem foarte, foarte, foarte fucking aproape. De ce? Așa. Să văd exact cam câte blocuri. Așteptați-mă aici o secundă. Faceți loc și pregătiți Wither-ul. Da, bun. Vreau să văd exact cam câte blocuri ar veni, uite, fix din locul ăsta. Știi? Cam câte blocuri ar trebui până să ajungem efectiv la invază. Oricum ar trebui să urcăm puțin, tel v-am mai zis. Dar vedem după cum facem. Deci de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bă, nu foarte multe. Să nu ajungem mai sus de Y77. Cam așa. Y77. Hmm. Ok, o să fie mai complicat decât cred. Fuck, nu-i bine. Mai sus, bă. Aici facem Wither-ul. Cred că aici e ok. Nu? Sau... sau mai jos. Nu, mai jos. Mai... Nu! Aici. Nu, bă, chiar mi-e frică să nu iasă, știi? Așa. Da, bun. Vreau să urci și nu faceți o scară acolo sau vă prinși down toți. Da, bun. Facem Wither-ul aici, cineva la demnește, probabil o să mor, dar nu-i baie pentru că ideea e doar să le intrăm în bază. Așa. Oh, ia uite ce are oare în cap. Cap de Wither. Da, bun. Da, bun. Unul cu armură de diamond să dea tare în el, să-l împingă. Nu trebuie să-l împingeți mult, că mai e puțin până la bază. Ok? Și dacă... În spate fugi! Unde să fugi? Aici, în pana mea. What the fuck? Unde fugi? Na, bun, faceți Wither-ul și dați în el, îl împingeți. Și sper să nu iasă. Doamne, doamne, dă să fie un raid bun. Oh my fucking god, a făcut Wither-ul. A făcut Wither-ul, sunt sigur aici. Nu! O să bubuie.
Corax a căzut, incredibil. Ha, mă! Tot eu trebuie să mă ocup, frate! Uai, ce zgomot fac! Ha, mă, dați-mi el, dați-mi el! Au, m-a nimerit Wither-ul ăla! Dați-mă în el! Bă, că-mi ești! Bă, sper să nu se audă foarte tare, la mine chiar se audă tare. Ne bate un Wither. Nu, tot pe mine a luat agro. E, Dumnezeu cu mila, gen. Împinge-ți-l. Împinge-ți-l, frate. What the fuck. Gen, eu eram ăla. Eram singurul care n-avea armură cu diamond și de enchant. Și... te pe oare îmi sim. Și nu mai... fix pe mine a luat agro. Uite-mi itemele pe jos. O să... nu, bun, s-a dus. Mamă, hai, hai. Bă, așa. Mă, încolo trebuie să mergem. Bă. Aici e. Ăsta. Mamă, cine a bătut, ne bate un Wither. Băga-mi aici piciorul. Încercare de raid. Bă, pe acolo trebuie să mergem, mă, ce faceți? Oh my fucking god. Doamne, cine a făcut video? Hai că se citubel, hai, hai. Așa, hai, hai, hai. Știu că acum voi probabil nu mai puteți de râs, dar e amuzant. Not funny, though. Mie să nu-mi... aolo, omorâți-l. Omorâți-l, omorâți-l. Că scapă pana mea, dați în el, băgă-mi ești cioaca. Oh my fucking god. No, deci, advice, oameni buni. Un mic sfat prietenesc. Nu încercați să dați raid cu Wither. Unul la mână când n-aveți mere OP. Pentru că uite ce se întâmplă. Am murit și eu. Am murit și blu. Oh, și-a recăpătat armura. Numai eu mi-am pierdut armura. Și doi, mai bine intrați toți pe Skype. Pentru că acum ați văzut unde s-a dus cu Wither. Acolo. Și noi trebuie să mergem aici. Noi, oh, armura mea. Ne-a bătut Wither-ul. Yay, awesome. Bun, hai, mai stăm, hai că mai stăm puțin în clip. Hai să mergem sus să vedem ce facem aici. Mă gândeam să facem ceva camere pentru abonați. La etaj facem camere. Adică o să putem eventual să mărim baza asta. Și deja am dat coordonatele. I'm a fucking genius. No, this is not good though. No, bun. Trebuie să mă gândesc cam cum ar veni. Nici nu știu. Cât pe cât e aici? Cât pe cât e aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aaa, e prea mult. Prea mult, prea mult de numărat și nu-mi dau seama. Deci linia asta, uite, de-abia se vede linia pe căcatul ăsta de lemn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cred că e 15, pa, ba nu, că mai sunt aici. 15, 16, 17. No, nici nu știu ce am putea face aici, sincer să fiu, și... deci începe să curgă apă de la etaj, for fuck's sake. Deci ziceți, bă, ce vreți să facem la etaj? Facem camere. No, păi apucați-vă! Că eu nu... n-am materiale în pana mea. Dar hai să vedem cam cum să vină. Gen, mă gândesc. Fentene, să urcăm. Și până aici să fie așa. Și aici avem 1, 2, 3, 4, 5. Și aici am avea... 1, 2, 3, 4, 5. Deci cam așa. Ăsta ar trebui să fie... marginea, știm. Aici o să acoperim. Pentru că vreau să fie egale camerele. Cât de cât să fie egale, să nu fie probleme. Așa. No, și acum, cum le împărțim noi pe astea bine? Dacă punem de... 1, 2, 3, 4, 5... Mamă, ne punem muzica aici. Muzica să ne relaxeze. Uite așa, Ender Chest. Ne luăm pickaxe-ul ăsta. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5...
1, 2, 3, 4, 5. Ia uite bă, ești nebun la perfecție. Și ar veni, dar ar veni mai 6 camere at the moment. Băgăm, what the fuck, are you for fucking real? Brocuri, cobblestone. Nu mai avem cobblestone. Gravel. What? Cobblestone. Eu aud foarte tare muzica asta, nu înțeleg de ce. Mă enervează enorm când aud așa tare, că nu mă aud pe mine cum vorbesc. E foarte enervant. Ok, așa. Și aici. Și aici deja sunt 6 camere. Acum întrebarea e, cum facem noi mai multe camere? Aici sunt 6 camere. Unde le facem pe restul? Pentru că o să fie bătaie pentru camerele astea, zic. Nu. No. Dar măcar sunt identice, deci măcar arată și ele. Măcar arată și ele într-o formă, nu sunt o cameră de 3, o cameră de 10 și o cameră de 500, să zic că lumea, mamă, uite, ăsta și face cameră de 500 de locuri. În fine, fraților, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și v-aș ruga pe toți să ne stați să apăsați acel mic butonaj de like. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri, noi acum probabil, bine, după ce închid clipul ăsta o să mă duc să filmez altceva, cred că un syndicate, vedem. Și după aceea, uite că deja s-au apucat să mai fac aici, să pună lemne, să chestii. După aceea, cred că dacă am timp, o să mai intru aici să mai facem noi ceva off-camera. Bine, cam asta a fost episodul, eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ciao!